Teritoriu industrial dens, întins pe 630 de hectare, combinatul siderurgic din Galați a intrat în faza dezvoltării sale pe verticală. Zi de zi se înalță noi și impunătoare construcții, echivalând în înălțime cu blocurile turn. Sunt date producției noi secții și unități. Nu de mult s-au aprins aici gerbele de foc ale cuptoarelor. Monopol rezervat până atunci doar Reșiței și Hunedoarei. Oțelăria cu convertizor cu oxigen este cotată printre cele mai moderne de acest gen din Europa. Având un ciclu rapid de elaborare a șarjelor, oțelăria gălățeană va da în final într-o singură zi o cantitate de oțel egală cu producția pe o săptămână a României antebelice.